Salut, bine v-am găsit la o nouă emisiune de cocktailuri cu Florian și Claudiu. Claudiu, finanță de un pic și pe tine să te vadă, da? Așa? Astăzi vom face un cocktail cu whisky. Să începem, în primul rând avem nevoie de vasul cel mic, în care vom pune toate ingredientele. Vorbesc mai repede ca să încapă în 3 minute, să nu se uită lumea prea mult la clip. Pentru acest cocktail o să folosim două măsuri de whisky. Nu spunem ce whisky ca să nu facem reclamă. Data trecută am avut reclamă la Absolut Vodka și mi-au sărit ăștia în cap. Sau plus și cei de la Absolut Vodka, să punem vodka în toate prostii. E defaimăm cu clipurile noastre. După ce am pus aceste două măsuri de whisky, o să punem jumătate de măsură de lămâie. Înainte luăm lămâia, o rolăm puțin pe tocătorul de carne. Tăiem jumătate în formă de hamburger. Punem în pisătorul de nuci lămâia. Urmând să stoarcem torcătorul de nuci, de buci. Ok, stoarcem în continuare. Așa, jumătate de măsură. Nu mai știu câte trebuie, trebuia două. Una trebuia. Două, mai punem două. Să fie acru, da? Hai. Tot de primul, dar pe al doilea. Așa, punem în continuare aici. După care ne trebuie un gref. Avem un gref, bineînțeles, de la Mega Image. Îl rolăm puțin și pe el, deși n-ar trebui rolat, că e prea mare. Îl tăiem pe jumătate. Trebuie să le spui oamenilor pentru ce rolăm greful și... Ca să dea mai mult suc, să dea mai multă zeamă. Să lase zeamă. Să lase zeamă. Și trebuie să punem o măsură. Niciodată n-am stors un gref, e prima dată când stors un gref. Forță, că de-aia mergi la sală. Am sărit pe față. Sărit pe tricou. Bine că nu sări lămâia, că era mai... Așa. Punem și asta. După care trebuie să mai punem în acest cocktail niște sirop. Siropul este făcut din apă și zahăr, mult zahăr. Cam ancora. Atât. După care, bineînțeles, trebuie să mai punem niște gheață. Ca să punem niște gheață, o să ne ducem la frigider. Hai. Cheamă camera pe tine mult. Haideți cu mine. Luăm gheața din frigider. Aici mai avem niște legume, niște carne de porc. Am tot aia de porcul. Așa. Vinem cu gheața. Nu știu cum se pune. Să nu pui și plasticul ăla. Nu știu cum se pune gheața. Pun două șiruri de gheață, cât să pun. Cât să pun caură? Două. Cam mult, da, hai. Nu mai punem, că normal într-un pahar de whisky se pun două cuburi de gheață. Ok. Tu pui 8? Cote, da, Claudiu. Așa. După care punem... și amestecăm. Amestecăm ușor. Zice că la fel cum amesteci așa și iei note la școală. Așa. După care trebuie să deschidem acest... Amestecăm puțin, să facem și să luăm metodul. Amestecăm mai cu vlaga asta, mai cu forță. Așa. E asta gheața. Acum trebuie să-l desfacem. Se vedea ușor. Aceeași problemă cu data trecută. Așa, da, de data asta ne-a descurcat mai bine. Și ne trebuie un pahar. Un pahar, de care pahar? Care pahar? Să luăm din cantitatea de pahare, luăm acest pahar, a? Un pahar cu... aia, cu altă firmă de whisky, nu contează. Luăm și curătoarea. Și punem conținutul, întreg conținutul în acest pahar. Înainte de a degusta, iar acest lucru nu vom face noi, va face un personaj imaginar, trebuie să mai facem un mic artificiu. Trebuie să punem, mă știu, trebuie să punem. Trebuie să punem niște coajă de gref. Să o tai
mai subțire așa să nu... Așa, mă. Niște coajă de gref. Se aprindeam un chibrit. Am văzut noi, în fine, se aprindeam un chibrit. Tocmai ca să... Să... sară un pic zeama dinăuntru și se unge marginea paharului. Se unge bine de tot. O ungem bine. Iar după aceea se lasă greful în pahar. Asta pentru a-i da o aromă. Pentru a-i da o aromă suplimentară. Iar acum vom trece la degustare. Trece la o mică degustare. Presupunem că a degustat cineva înainte. Primele impresii se spun la cameră. Super bun! Cam acru de la prea multă lume. Super bun! Hai, Claudiu, și tu? Să vedem... Hai să vedem. Nu. Să vedem o primă impresie. E mai rușit decât primul cocktail din primul film. Da? Da. Da. Bine. Până data viitoare, noi am fost Florian și Claudiu. Ne vedem pe The One Life Show. Ciao. Pa, pa. Nu se oprește asta. Nu! Pas pe la de sus.